Suntem în ziua de 10 mai 2021, ora 4:12 minute după masă. În curând să fie 4:13. Vreau să vă spun, una, că sunt autist și asta e singurul lucru care trebuie notat. Sunt autist. Okay? Apoi, mai departe, am să vă spun că am avut niște probleme cu un cetățean, vedem cum îl cheamă. Deci, pot să spun că, deci cum înțeleg, el e un fel de primar în casă acum, dar cu consilierii lui nu pot să spun că am avut probleme. Dar cu acesta, domnul primar, se cheamă așa, Daniel Toma, așa, se pare că este are o soră sau căsătorit, nu știu ce de acolo, și are și o replică, are și carnet, și acum mi-e cam rău. Am mâncat niște pâine care cred că au fost canal. Datat pâinea lui cu ulei și ce o să spun mai departe este că monstrul ăsta m-a făcut destul rău dacă aș fi numai săptămâna trecută ce am spus, încă n-am terminat și eu vreau să țin de cuminte încă o dată și am spus că sunt autist. Adică autist înseamnă să ai 39 de ani, de fapt să fii la 5 ani. Bun. Altceva? Mai e și altceva? Altceva ce mai e? Cât despre Canada? Ce știu eu despre Canada? Este că acel om, nu știu cum îl cheamă acum, care l-a omorât pe Gheorghe Ursu în anii 80, a plecat în Canada. Deci, efectiv, din punctul meu de vedere, eu nu sunt mână grea la DNA, dar din punctul meu de vedere, până la urmă, DNA o să-l aducă înapoi România și o să vadă ce face cu el. De asemenea, se știe că și acela deșteptul ăla care a furat, nu știu cât de lapidat, Ștefan, cum îl cheamă, a plecat tot în Canada. Și el la fel, tot a dus înapoi. Dacă vrem să ne integrăm în absolut. Bine. Deci, cât despre primarii de aici, ce să zic? Mai am ceva de zis. Se pare că pe copiii de la spital nu interesează de evanghelie, de ce, tot nu interesează. Ei interesează să fie acum, să se miște. De asemenea, am mai văzut, dacă îmi permite, este aici o cetățeancă, de fapt, trei cetățenii, încă doi fiți, care se pare că vine aici în misiune. Însă, vin să ajute sau să se integreze cu ele. Vreau să spun este că, din ce știu eu, pe tibia nu interesează lucrul ăsta. Deci se pare că tot acest om de care vă spuneam, să revenim, eu sunt intoxicat bine acum, cu pâine, nu cu banane, cu pâine, banane e bun. Mâncat două. Hai să vedem. Ce nu este? Pâine, aici. Nu mai este încercat. Da, deci, eu vă rog, să luați pe ăsta la cercetări, pentru că eu cred că tot el a dat caseta video-ului Tony de Valeriu, care a dat-o lui Flavie, care a dat-o lui Rafael, de aici m-a spus un copil de mine. Pe acest turcanul,
să spună adevărul despre ce se întâmplă și Bojin, dacă vrea să ajungă în cer, la fel. Bun. Dacă poliția română are vreo demnitate în clipa de față, să îl aresteze. Că dacă nu, o să mă duc eu la poliție în starea în care eu și să fac un test, dacă am cannabis sau nu. Asta e una. Ce vreau să mai spun, că un om care ăsta trebuie efectiv, nu știu ce să spun, dar trebuie neutralizat pentru un animal. Altceva, ce am spus tot. Eu. Și biserica pentecostală să se mai gândească la, ce, la cât e de relevant. Deci eu vă rog, stimată poliție, deci se pare că bunicul meu îl cunoașteți, ați cunoscut. Pe mama mea la fel, pe tatăl meu la fel, și uite că cu toate acestea deveniți și voi oameni de nimic. Ceea ce se pare că e o fel de bloodstone în România, că deja și poliția, să zicem, pare că nu mai e pas. No. Din punctul meu de vedere, eu dacă aș fi polițist, dacă mi-a spune cineva că sunt un om de nimic, mi-a fi destul. Aș fi vorba. Nu știu cum sunteți, dar eu vreau să văd acest cannabis scos din pâine. Bine? Pentru că vreau să vă spun că în mine credința îmi împrietenește pe Dumnezeu. Și timpul nu stă în loc, cred că vom mai vedea cum vom mări fiecare și unde vom ajunge. Amin. Amen.